Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. Este sezonul plantării pomilor și în acest video vreau să vă arăt la ce sunt eu atent când plantez pomi fructiferi și efectiv plantarea acestora. Primul lucru la care trebuie să fim atenți este alegerea locului potrivit pentru pomii sau copacii pe care dorim să-i plantăm. Acum știu că uneori spațiul nu permite, dar încercați să nu îi plantați după clădiri sau la umbra arborilor mai mari. Cât mai multe ore de soare direct pe ei, cu atât le va fi mai bine. Dacă doriți să îi plantați pe lateralul gardului, trebuie să aveți în vedere faptul că legislația în România spune că trebuie să avem o distanță de 2 metri de la pom până la limita proprietății. Deci între gard și pom să aveți cel puțin 2 metri. Pomii noștri pot să vină așa, împachetați, în rumeguș umed cu folie pe ei, sau pot să fie efectiv la ghiveci sau chiar rădăcină liberă. Haideți să-l desfacem. Rumegușul se aruncă, rămâne doar rădăcina dezvelită. Acum că am dezvelit rădăcina, așa arată, am aruncat ambalajul, am aruncat acel rumeguș. Mai este și un pic de pământ, dar nu are rost să încerc să-l desfac mai mult pentru că voi rupe rădăcinile. Bun, următorul lucru de care trebuie să ținem cont este groapa. Aici trebuie să avem în vedere două lucruri. Dimensiunea și forma. Mă apuc să sap groapa și imediat o să vă explic mai multe. În momentul în care săpați groapa, pământul de deasupra, undeva la un 15 cm, îl veți pune deoparte, într-o grămadă, iar pământul de pe fundul gropii îl veți pune în altă grămadă. Între timp am săpat groapa. Legat de rădăcini, ca să ne asigurăm că dimensiunile sunt bune ale gropii, acum nu există niște dimensiuni standard, groapa vom săpa în funcție de rădăcini. Rădăcinile se fasonează, adică vom tăia vârful rădăcinilor doar la rădăcinile mari. Se întâmplă să mai fie rupte sau uscate, nu știm cum au fost depozitați acești copaci. Rădăcina e albă, se vede că nu e moartă. Și atunci vom tăia efectiv rădăcinile groase. Așa, de restul rădăcinilor nu ne atingem de acestea subțiri. Și acum, ca și lățime, groapa trebuie să fie puțin mai lată decât sunt dezvoltate rădăcinile pomului în momentul plantării. Groapa pe care eu am săpat-o are undeva 40 pe 40 și cam 35 adâncime. După cum observați, groapa este pătrată. Am spus că trebuie să ținem cont de dimensiunile gropii, cât și de forma acesteia. Sună ciudat să avem grijă la forma gropii, dar are și o logică și vă pot explica. Dacă noi săpăm o groapă pe rotund, ideea este să nu fie groapa circulară, să nu fie rotund. Dacă noi săpăm groapa pe rotund, pământul pe care noi îl introducem în groapă va fi un pământ afânat. Noi tocmai l-am săpat. În exteriorul gropii, pământul este destul de tare, de multe ori poate fi tasat. Și atunci, dacă groapa este circulară, există posibilitatea ca rădăcina care pleacă, rădăcina nouă, dezvoltată, care este firavă, să urmărească peretele gropii circular, să nu reușească să-l străpungă pentru că pământul este tare și atunci efectiv să urmeze groapa. Pe când într-o groapă cu colțuri, pătrată, dacă noi avem un colț, chiar dacă rădăcina urmărește peretele, la un moment dat va da în colț. Din colț nu va mai avea unde să meargă și va fi obligată să străpungă peretele gropii. Bun, acum, ca și dimensiuni, v-am spus, trebuie să fie puțin mai mare, tocmai din considerentul
că rădăcinile noi formate să se dezvolte ușor într-un pământ afânat, iar la adâncime trebuie să ținem cont de acesta, punctul de altoire sau nod, cum vreți să-i spuneți. Ce este de fapt acesta? Este locul de îmbinare dintre ramura de altoi și bază și port la altoi. Acesta tot timpul trebuie să fie deasupra solului. Undeva eu îl pun cam la două degete. Ca să fiu sigur și ca să-mi pot forma o în vedere mai bună, mă pot folosi de coada hârlețului, astfel încât să-mi dau seama unde ar fi orizontală. Coada se pune transversal și să vedem până unde aș acoperi cu pământ. Dacă eu îl pun așa, înseamnă că și în baza gropii este suficient loc ca rădăcinile să se dezvolte. Bun. Acum, dacă trecem la plantarea efectivă, cel mai important lucru este să nu rămână aer la rădăcină. Și atunci, pentru asta, eu voi face un nămol, o mocirlă. Anterior v-am spus ca pământul să-l puneți în două grămezi. Pământul de la suprafață să fie într-o grămadă, pământul care este mai tare jos să fie în altă grămadă. Acum ordinea va fi inversă. De ce? Pământul de la suprafață tot timpul este un pământ mai bogat din punct de vedere nutritiv. Pe noi ne interesează să avem pământul cel bun cât mai aproape de rădăcina pomului. Și atunci vom începe prin a adăuga pământul pe care l-am scos primul. Poate să rămână și resturile de rădăcini, se vor degrada în timp. Așa. Punem aproape jumătate, după care vom adăuga apă. Ok, deci adăugăm apă. Adăugăm multă apă, astfel încât să se facă un nămol. Mai amestecăm puțin cu hârlețul. Această metodă mi se pare foarte eficientă pentru a stopa absolut toate golurile de aer care e posibil să rămână la rădăcină. Așa. Mai punem puțin apă, facem un pic mai moale și în acest nămol acest noroi mai degrabă vom înmuia rădăcinile pomului. Așa, le înmuiem cât mai bine, astfel încât ca nămolul să acopere rădăcinile în totalitate. Lăsăm pământ deoparte și acum avem nevoie de o consistență ușor mai groasă. Tragem restul pământului. Așa. Amestecăm bine. Dacă e nevoie, mai punem puțină apă. Așa. Arată bine, consistență bună. Acum, vom scoate o parte din el ca să putem introduce pomul. Așa. Punem pomișorul. Așa. Punem și restul nămolului.
Așa. Bun. Și acum apăsăm cu grijă astfel încât acest nămol să acopere foarte, foarte, foarte bine rădăcinile. În cazul în care am pus nodul de altoire sau punctul de altoire este prea jos, acest nămol ne permite să ridicăm de pom. Odată cu ridicarea pomului, dacă noi am călcat tare și rădăcinile s-au făcut așa, când ne ridicăm, rădăcinile vor fi într-o poziție cât mai naturală. Se vor îndrepta oarecum. Ținem de el. Așa. Bun. Acum putem să punem restul pământului. Așa. Din nou, ținem de pomișor, ținem de el și călcăm. Nu e nevoie să călcăm foarte tare. Pământul de jos, acel nămol, este foarte moale, doar cât să se așeze. Punctul de altuire a rămas cam la 2 degete deasupra solului. Ideea cu acest punct de altuire sau cu nodul de altuire se pune tot timpul afară din sol, astfel încât altoiul să nu își facă propriile rădăcini. Așa. Punem și restul pământului. Îl împrăștiem pe aici. Ce a mai rămas? Așa. Cam atât. Este destul de simplu. Aveți 2-3 lucruri la care trebuie să fiți atenți. Sper că acest video v-a fost de folos. Vă doresc recolte bogate, multe fructe și până data viitoare, numai bine!